Ok. În dintuța asta îmi țineam eu înainte make-up-ul, dar a devenit cam mică și neîncăpătoare, așa că de asta l-am mutat aici în asta verde. Aici mai am niște porfarduri, da, o clămuță, nu știu ce caut aici, niște porfarduri pe care nu le folosesc. A, și gata, mi-am amintit ce am aici. Am niște produse noi, am niște mostre, sunt produse neîncepute. Am chiar și un burețel de rezervă, l-am luat recent, dar tot nu-mi vine să mă despart de acela portocaliu de la Real Techniques, așa că o să-l mai țin ceva până îl folosesc. Și la fel am niște mostre sau produse mini pe care am zis că vi le ofer vouă. Și aici am niște produse full size, nou-nouțe. Am apa asta micelară pe care o să o iau chiar acum să o pun la baie pentru că mi se termină ce folosesc acum. Am apă florală, am spuma asta, acum folosesc un gel de curățare de la CeraVe. Așa că o să o mai las aici. Da, o să le pun tot aici, să știu că astea sunt produse noi. Trecem la geanta asta pe care o am de o eternitate, de prin liceu. Știu că mi-a plăcut super mult. La momentul ăla mi-am dorit-o și, na, mi-am luat-o. Vai, aici sunt foarte multe lucruri vechi. Un ruj roșu, clar, îl avem de mult timp, îl arunc. Ăsta la fel, ruj roșu, Maybelline. Dar îl arunc că e de mult timp. Glossul ăsta, da, îl arunc și pe el, a făcut o culoare nașpa, clar, nu mai poate fi folosit. Am aici o mini mascara, care cred că e dintr-o trusă mai mare de farduri. Aoleu, da, mi-am amintit că am și eu o trusă mai mare de farduri. Luciul ăsta care nici măcar nu mai scrie nimic pe el. De la ce brand e? Nu știu, cred că e de la Essence sau ceva. O să-l arunc și pe el. Haideți că de aici arunc masiv. Un creionaj mic negru, o să-l mai țin, ruj, care e într-o nuanță tomnatică, drăguță, cred că ar trebui să încep să-l folosesc acum. Rujul ăsta de la Huda s-a cam uscat, nu mai merge folosit. Rujul ăsta Golden Rose, într-o nuanță tare drăguță, cred că o să-l iau acum să-l folosesc. Un creion de buze de la Pharmacy, la fel, roșu, nici ăsta nu e ascuțit, of, Doamne. Un alt ruj care e într-o nuanță nude, așa foarte deschisă, se seamănă de fapt foarte mult cu acela de la Maybelline Matte Ink. L-aș arunca, sincer, mi se pare că e de mult timp. Doamne, deci mi-a plăcut acest ruj la nebunie, pentru că are șmecheria asta aici. Are o oglindă micuță și aici avea niște sclipici, dar e de mult, îl arunc. Rujul ăsta e Golden Rose, parcă, da, nuanța 54. E o nuanță tare drăguță. Haideți că îl mai țin totuși. Ăsta clar îl arunc, nu știu ce, de la ce firmă. Lancome, un mini de la Lancome. Ăsta nici măcar nu e folosit. O să-l mai țin. Și astea micuțe în borcănaș sunt de la o trusă de farduri, dar la fel sunt foarte vechi. Am foarte multe cosmetice de aruncat și mă gândesc oare se pot recicla într-un magazin de beauty, nu știu, gen Sephora, chiar dacă nu sunt de la brandul Sephora. Dacă știți voi lucrul ăsta, lăsați-mi vă rog în comentarii, că mă interesează, le-aș păstra dacă ar fi așa și le duc când ajung la un mall, le duc la un magazin sau la Douglas, dacă știți, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Da, hai să deschidem sertarele astea mai întâi. Aici avem un blush care mi-a plăcut super mult, dar la fel e de mult timp, cred că e de la Essence ăsta. E de mult timp și, da, cred că trebuie aruncat. Fix Your Face Highlighter. Zice că uite, zice că expiră. Luna a patra 2022. Ok, deci îl mai ținem pe ăsta. Hai să-l dau cu puțin alcool. Așa, un alt ruj într-o nuanță tomnatică, asemănătoare cu celelalte. Nici nu mai știu rujul ăsta, dar l-aș arunca, cred că e cam vechi. Am luat o mică pauză, dar continuăm acum. Am aici niște palete de farduri foarte vechi. Asta știu că mi-a plăcut, Nude Pink de la Golden Rose. Are valabilitate 24 de luni, dar cred că e veche, așa că la gunoi. Aici o palețică de la Avon. Nu am de mult timp, are doar două farduri. Sincer, nu le-am folosit, dar cred că ar merita să-i mai dau o șansă. O să o las aici. Încă una de la Ruby Rose. Valabilitate 12 luni, dar la fel o am de super mult timp. Mi se pare că pe astea am făcut-o eu cadou surorii mele. Paleta asta expiră
în luna a 8-a 2021. A, tocmai ce a expirat luna trecută. Nu mi-am dat seama. Dacă îmi dădeam seama, o mai țineam să o folosesc. Dar o să o arunc. Asta e. Nu-mi pare rău de ea, că mai am o grămadă de alte palete. Așa, și am terminat cu lucrurile de aici. Acum o să dau răftulețele astea la o parte și, o, Doamne, câte chestii am și aici. Ok, ăsta este un portfard la fel pentru pensule, nu-l arunc, îl păstrez pentru că îl mai înlocuiesc cu celălalt sau îl iau în vacanță. Aici am o paletă genotrusă care are multe farduri, blushuri, pudră, nici măcar nu am folosit-o. Păcat de fardurile astea. Ah, wow, aici are și niște oje, niște sclipiciuri, un creion. Are valabilitate, body glitter, nail polish 6 luni și 12 luni, powder, blush, nu știu ce. Da, clar au expirat. Și asta la fel, dar cel mai mult 24 de luni. Asta am folosit-o un pic mai mult, dar na, nu cine știe ce, cât poți să folosești. Cam așa era paleta asta. Fardurile sunt destul de drăguțe. Aici sunt niște rujuri. Da, le-am folosit ceva. Și aici aveam niște pudre pe care le-am folosit. Dar, da, uitați în ce stare arată. O să o arunc. Nu mai folosește nimeni. Adică, eu oricum nu folosesc chestiile astea, așa că mai bine le arunc. Aici am o cutiuță de bijuterii. N-are nicio treabă cu fardurile. Aici din nou o cutiuță de bijuterii cu niște perle foarte frumoase pe care nu le-am purtat niciodată. Cred că ar trebui să găsesc o ocazie mai sofisticată. Aici am paleta Anastasia Glow Kit, paleta de iluminatoare. Aș lua o să o folosesc acum pentru că îmi plac super mult iluminatoarele astea. Am o cutiuță de bijuterii foarte frumoasă, drăguță. Nici nu mai știu ce bijuterii am pe aici. Da, mi-am amintit, am niște bijuterii din argint. Știți că nu port argint, doar că pe acestea le-am primit. Acum, ia să văd din paletele astea pe care le păstrez și pe care nu. O să pun aici în gentuța asta lucirile astea de buze și creionul, că am zis că nu le mai folosesc. Cred că o să le păstrez pe astea două și o să iau și pe astea de la Anastasia, iar pe astea o să le las aici. Și o să le folosesc cu altă ocazie, să mă vedeți și pe mine acum pe final. Mă bucur tare, tare mult că ați stat alături de mine și pentru acest make-up declutter. Sper că nu a ieșit foarte lung clipul. Spuneți-mi când e ultima oară când v-ați făcut curățenie la make-up. Și da, vă aștept data viitoare tot aici la mine pe canal cu un nou video. V-am pupat! Pa, pa!